semnat cu Dacia, dacă poți să-mi spui condițiile contractului. În primul rând sunt foarte bucuros că am ajuns la Dacia. Dacia este un club cu potențial mare pentru mine. Cât de contract, e pe termen de 2 ani. Așa. În primul rând că am ajuns aici fiind Dacia cu un nume mare în fotbalul domnesc, sunt foarte bucuros că am făcut pasul ăsta de la Milsami la Dacia și în primul rând aș vrea să intru sub tutela de încredere a antrenorului, după care să am meciuri în picioare, chiar dacă după jumătate de an nu am jucat. Și în primul rând să încep să-mi scrie deja că trebuie de marcat goluri. Ce s-a întâmplat? De ce n-ai jucat o perioadă atât de lungă? În primul rând traumă am avut, după care câteva luni am fost condus de agent spre alte echipe, însă nu mi-a reușit. Însă e bine că am ajuns aici și aici până ce vreau să merg înainte cu echipa, să ajung în Europa League sau, nu știu, chiar primul loc. Cum ai ajuns la Dacia? Pe intermediul impresarului. El a sunat, pe care am fost contactat și eu și am venit la primul antrenament, pe care am și semnat. Cum te-ai menținut în formă în perioada aceasta? Permanent, chiar și singur, cu preparator fizic, după aia cu prietenii, ca fotbal am jucat. Cum te-au primit colectivul, cum te-a primit? Foarte bine am primit, colectivul este foarte unit și sper să intru cât mai repede în colectiv și împreună să mergem spre victorie. Ești gata de următorul meci? De ce și nu, depinde totul de antrenor, de decizia lui. Și sper că cu Saxan, echipa Dacia, deja unde sunt eu, va lua toate cele 3 puncte puse în joc. Despre Saxan ce poți să spui? Echipa foarte bună. Am fost la câteva săptămâni, m-am antrenat cu ei. Echipa foarte bună, cu un antrenor bun, cu ambiții. Dar cred că Dacia își va face datoria, adică să câștige în acest meci și să mergem să luăm puncte meci de meci.